bun găsit, suflete cu minți și corpuri! Îngăduiți-mi să adresez la început o întrebare în special celor care s-au abonat recent sau au devenit membrii canalului. Cât de mult timp petreceți voi îndoindu-vă de sine? Ce ziceți? Se merită să țineți îndoiala aproape sau ar fi mai bine să o lăsați să plece? Eu unul am lăsat-o de mult să plece. Și știți de ce? Pentru că am descoperit că îmi consumă energie prețioasă pe care aș fi putut să o investesc în acțiuni desfășurate în beneficiul binelui general. O să mă întrebați cum am reușit să scap de îndoială. Iată cum. Am vorbit cu mine ca și cu un prieten, mi-am rezervat dreptul de a mă opri când am simțit că îndoiala devine toxică, mi-am amintit de potențialul meu care m-a ajutat să obțin în trecut atât de multe realizări, am petrecut timpul cu oameni care rezonează cu mine și mă susțin și am încercat să mă cunosc și să cresc. Toate aceste strategii mi-au fost de folos, însă cel mai mult m-a ajutat faptul că mi-am vorbit ca unui bun prieten. M-am gândit la cum l-aș sfătui eu pe cel mai bun prieten al meu și așa am procedat cu mine însumi. Încet, încet, am renunțat la a mai fi dur și am devenit plin de compasiune. Am lucrat mult cu afirmațiile pozitive. Mi-am spus în fiecare zi că pot să fac asta, că totul este sub control, că sunt vrednic așa cum sunt și că eu cred în mine. A trecut un pic de vreme până când am realizat că nu orice gând care străbate antena minții va deveni și realitate obiectivă. Doar gândurile în care aleg să investesc credință se vor manifesta în lumea materială. Așa am descoperit că îndoiala este bună nu de dragul de a pune lucrurile la îndoială, ci pentru a le analiza și a descoperi care dintre ele te ajută să mergi mai departe. Am observat procesul de îndoială cu detașare de pe poziția de observator și numai astfel am reușit să mă opresc la timp pentru a nu mai transforma îndoiala în ceva toxic. Am realizat că atunci când nu te oprești la timp, îndoiala poate deveni autosabotoare, te poate trage în jos, scăzându-ți stima de sine. Este total nesănătos să te compari tot timpul cu altcineva, să-ți măsori valoarea pe baza realizărilor altcuiva. Este o mare diferență între a te compara cu cineva și a te inspira din cineva. A te inspira te va ajuta să înveți, să te dezvolți, pe când a te compara te va duce întotdeauna în declin. Când am înțeles că suntem suma celor 5 persoane cu care ne petrecem cel mai mult timp, am început să mă uit cu atenție la oamenii care mă înconjoară. Uneori avem nevoie de puterea cuvintelor altcuiva care să ne mângâie. Este minunat să ai cel puțin o persoană în viața ta căreia să-i vorbești despre temerile și îndoielile tale. Izolarea poate fi de ajutor atunci când servește solitudinii necesare introspecției, însă atunci când devine cadru al singurătății, poate fi foarte dăunătoare. Conținutul inspirațional, motivațional, poate fi de mare folos. Sunt multe resurse disponibile care vă pot ajuta. Nu ezitați să puneți întrebări. Dacă nu veți face, nu veți primi niciodată răspunsuri. Dacă nimic din toate acestea nu vă va fi de folos pentru a scăpa de îndoială și simțiți că nu vrea deloc să plece, nu vă sfiiți să apelați la serviciile unui profesionist, psiholog sau psihoterapeut. Nu lăsați în niciun caz îndoiala să vă macine. Pe curând, îndrăzniți să fiți înțelepți și faceți din îndoială un aliat de nădejde care să vă ajute să cântăriți lucrurile.